de secetă politică, să o numesc așa. La sediile marilor partide se face numărătoarea paralelă, fiecare în parte, există multă tensiune. În această dimineață vom afla, probabil, pe la ora 1, rezultate mai clare de la numărătoarea paralelă. Bătălia este între PNL și PSD. Cine va fi pe primul loc? Cine va fi pe primul loc va solicita imperios să îi se desemneze premierul. Cam așa va fi ziua de mâine. Repet, Partidul Național Liberal susține că la ora 19:30 pe o numărătoare paralelă ar fi avut atunci la 19:30 32,6% în fața PSD cu 29,4%. La numărătoarea exit poll, de data asta singura oficială, PSD se află în fața PNL cu 32,6% la 29,4%. Dar în această seară, în această dimineață, vom afla mai multe date. În funcție de cine câștigă alegerile, acel partid va putea clama funcția de prim-ministru. Însă, tot jocul politic din acest moment, de mâine dimineață mai exact, este la președintele Klaus Iohannis, care odată ce va desemna un premier, conform Constituției, acel premier trebuie să găsească o majoritate de 50% plus 1 în Parlament pentru constituirea și votul cabinetului. Așadar, toată puterea, după votul nostru de astăzi, merge către președintele României, care va decide cum se va forma majoritatea. Președintele, conform Constituției, este chemat să pipăie o viitoare majoritate. Așa se numește în limbaj constituțional. Se vor întâlni partidele, șefii de partide cu președintele țării, președintele va desemna un premier și acel premier va începe negocierile cu celelalte partide. Acum, o primă ecuație, dar în Bucura, ar fi PNL USR Plus, plus UDMR. Da, din ce cifre avem eu, până acum, cu majoritate foarte fragilă, la 51%. E fragilă, aproape. Dar legat de ce spuneai tu cu președintele și cu pipăitul, președintele va trebui să pipăie și pe ceva realist, nu pe ceva ce explica domnul Ciolacu mai devreme cu cei patru premieri, pentru că matematica aia simplă arată că oricât de mult ar dori un premier PSD să strângă majoritate, nu avea cu cine, nu poate să... Trebuie să le explicăm oamenilor în ideea pe care o spui tu. La discuția dintre Iohannis și Ciolacu, președintele Iohannis o să ceară. Marcel Ciolacu, punem pe hârtie aritmetic și care este majoritatea ta. Ciolacu o să zică, nu domnule, uite, noi avem pe ăștia patru, Rafila, Grindeanu, nu știu ce avea el acolo. Nu merge așa. Și președintele ar urma să întrebe următorul lucru. Băi, Grindeanu sau Rafila sau... Cu cine face 50% ăștia? 50, puțin. Și ăla să se spună Costel, Gigel, Ionel, nu? Nu ies cele 50%. Deci acolo e o logică eminamente politică în care ei au clamat această victorie. Cei de la PSD au clamat această victorie. E până la urmă o victorie personală pentru Ciolacu, care a luat un partid în degringoladă, cum să ne amintim ce reprezenta Ciuma Roșie acum un an și ceva pe vremea asta, și l-a ținut pe linia de plutire. Dar, palpabil vorbind, majoritatea nu se poate face decât în jurul PNL-ului, USR-ului, cum o mai crește el sau nu mai crește după ce vine diaspora și ce mai vin, și cele care intră sau nu intră. Înțeleg că toată lumea dă ca sigur această prezență a UDMR-ului, deși și ei sunt în marge de eroare, dacă e să fim politically corect până la sfârșit, da? 5,7, poate fi și 4,9, da? Ei au un electorat mai stabil, bloc, și atunci probabil că de-aia e de toată lumea foarte precis la această... Eu cred că UDMR nu are niciun fel de emoție. Cred, cum spunea Rareș Bogdan, că se pot duce chiar 6-7%. Prezența a fost slabă. Slabă. Da? Atunci premierul României, Ludovic Orban, într-o intervenție în câteva minute aici la Dosar de Politician în ediție specială. Bună seara, domnule Orban! Bună seara! Bună seara invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Da, e o noapte, va fi o noapte lungă la sediile partidelor, evident și la PNL. Ce se întâmplă acum? Faceți acea numărătoare paralelă? Da, a pornit numărătoarea paralelă, centralizăm rezultatele pe care le primim de la delegații noștri din secțiile de votare. Cum calificați prezența de astăzi, domnule Orban? Unii au spus că este foarte mică, alții au spus că în condițiile de pandemie și
al unei campanii atipice până la urmă această campanie. Ne așteptam la o prezență mai mare, trebuie să recunosc, de peste 35%, de altfel toate cercetările sociologice pe care le-am făcut ne indicau o prezență mai mare la vot. E posibil din cauza pandemiei, poate și din cauza zilei, a vremii și poate și din cauza multelor informații care au speriat oamenii că există risc de infectare dacă vin la vot, poate și din cauza stării de spirit generale a populației după atâtea luni de pandemie și de criză economică să fi determinat prezența asta mai mică la vot. Oricum, le mulțumesc celor care au venit la vot și în special celor care au avut încredere în Partidul Național Liberal. Datele arată, domnule Orban, că bătălia este foarte strânsă între PNL și PSD. Când o să avem date mai exact în această dimineață? Deja a început centralizarea voturilor. E prematur să se facă o evaluare. De regulă, primele vin secțiile de votare mai mici, unde s-a exprimat un număr de voturi mai mic. În general, secțiile mai mari vin mai târziu. Dar procesul este în curs de derulare și vom avea, după ora 1, cred, date relevante. Ați avut discuții în această noapte cu domnul Dacian Cioloș, cu Dan Barna, cu partidele? Vorbeați despre, la declarațiile de la ora 21, despre o partidele, largă majoritate euroatlantică. Partidele sunt toate preocupate de operațiunea de centralizare a voturilor, de verificare în secțiile de votare a modului în care se respectă voința oamenilor. Încă nu au început discuții, negocieri, cel mai probabil începând cu ziua de luni, după ce vom avea cât de cât informații relevante despre raportul de forțe, sigur cu partenerii din USR Plus, PMP, UDMR, după cum arată rezultatele exit poll-urilor, se poate forma o majoritate parlamentară. Da, aș adăuga eu, Dacian Cioloș a declarat acum câteva minute că nu vă exclude ca viitor premier, în continuare spune Dacian Cioloș. De asemenea, Dacian Cioloș spune că USR Plus nu va avea niciun fel de negociere cu Partidul Social Democrat. Mă așteptam la această poziție politică. De altfel, asta a fost decizia noastră încă dinainte de a începe campania. Ajunge cât rău a făcut României PSD. România are nevoie de o coaliție care să fie ferm angajată în respectarea poziției noastre euroatlantice și care să aibă capacitatea să modernizeze România, să asigure dezvoltarea rapidă a României și să poată utiliza resursele foarte importante de care va beneficia România în perioada următoare pentru a crește calitatea vieții pentru fiecare român. Dan Bucura, te rog, o întrebare pentru domnul prim-ministru. Bună seara, domnule prim-ministru. Aș vrea să am să avem de la noastră o replică la ceea ce a spus puțin mai devreme la noi în emisiune domnul Ciolacu, și anume dânsul interpretând, nu rezultatele, da, aceste cifre exit poll, a spus că nu mai aveți legitimitate ca prim-ministru. Cum, ce îi răspundeți domnului Ciolacu la această observație a dânsului? Guvernul pe care îl conduc a fost investit în prima fază fără PSD. PSD a încercat să dărâme guvernul, chiar având 46% în Parlament, și nu a reușit lucrul acesta. Vom vedea rezultatele. În funcție de aceste rezultate,
trebuie să se vadă ce formațiuni politice au capacitatea de a forma o majoritate parlamentară în jurul unui program de guvernare și a unui premier. Și a doua întrebare, cu voia noastră, am avut inclusiv în prima parte a emisiunii un sociolog alături de noi. Am concluzionat așa și pe baza ceea ce ne spunea dânsul că câștigătorii ai acestui absenteism mare, zicem noi, au fost partidele mari. Se identifica acolo PSD și PNL. Apreciați că, practic, prin acest absenteism, un perdant, în adevăratul sens al cuvântului, poate fi nominalizat USR-ul? Nu. Faptul că au venit la vot un număr mai mic de români decât arătau toate cercetările sociologice, nu a avantajat decât o singură formațiune politică, și anume PSD. Da, prezența... Peste 35%, peste 35% rezultatele ar fi fost cu totul și cu totul altfel. Nu mai vorbesc la o prezență chiar și mai mare. Da, dumneavoastră, aveți o explicație. Pe de altă parte, asta este realitatea politică. Atâți români au decis să voteze și trebuie să respectăm acest lucru, pentru că deținătorii puterii într-o democrație sunt cetățenii. Ei decid dacă își folosesc puterea sau nu, iar dacă decid să-și folosească dreptul de vot, hotăresc cu cine votează. Pe de altă parte, în formarea unui guvern, încă o dată repet, este vorba de formarea unei majorități parlamentare în jurul unui program de guvernare și a unui candidat la funcția de prim-ministru, care cel mai probabil va fi în formula pe care v-am prezentat-o. Mulțumesc pentru intervenție, Stelian, dacă dorești o întrebare. Da, bună seara, domnule premier. Vreau să vă întreb, la cum vedeți cifrele acum, când credeți că vom avea un orizont de timp pentru un nou guvern coagulat în jurul PNL-ului, pentru un buget votat în Parlament, și cam care ar fi punctele din programul de guvernare al PNL-ului care ar putea merge mână în mână, ca să zic, cu cele ale USR-ului pentru a fi prezentat Parlamentului? Primul și cel mai important lucru este să avem aproximativ o impresie, o imagine cât mai aproape de rezultatul final, care să ne permită să facem calculele privitoare la o majoritate parlamentară. Doi, evident, vor începe negocierile politice, care în primul rând vizează programul, partenerii care vor participa la susținerea unui program, persoana primului ministru, și în baza programului, sigur, și legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat va fi conformă cu programul care va fi votat de Parlament odată cu votul de investire a guvernului. Parlamentul nou, rezultat în urma alegerilor, se va întruni 21-22 decembrie. Sper că într-un timp cât mai scurt, după ce parlamentarii vor depune jurământul și Parlamentul nou va deveni funcțional, să se poată ajunge la prezentarea unei formule de guvernare și a unui program de guvernare. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Orban. Așteptăm așadar datele de la PNL. Și eu vă mulțumesc. Așteptăm datele de la PNL undeva la 1 dimineața. Urmează să apară date atât de la PNL cât și de la PSD pe această numărătoare paralelă. Nu prea am înțeles totuși teoria asta, Silviu, că nu prea am înțeles teoria.
teoria asta. Precauție, să spun deci, așa, din toate exact. Zonele. Pe baza a ceea ce ne-a spus primul ministru al României, lucrurile sunt cam așa. Deci, PSD-ul și-a scos toți alegătorii și în rest, peneliști, useriști și ce Dumnezeu mai fi, au stat acasă. Nu știu dacă așa o fi și explicația sociologică, dar dacă așa e, mergem pe materialul clientului, vorba aia, întrebarea e de ce totuși au stat acasă? Adică de ce au ieșit PSD-iștii mai abitiri decât peneliștii și useriștii la vot? Eu rămân la ideea mea pe care noi în prima parte a emisiunii am discutat-o aici. Eu cred că au stat foarte mult acasă nehotărâții și electoratul USR-ului, acest electorat extrem de volatil pe care ei n-au știut în acești 4 ani, sau mă rog, un an și ceva de când sunt în mariajul ăsta USR cu plus, să și-l fidelizeze, să și-l cheme și să-l mobilizeze. Că e vorba și despre așa ceva. Un electorat trebuie cumva mobilizat. Nu că faci tu pe Facebook 2 postări și spui, bă, vreau să veniți că eu sunt X sau Y, nu știu, Cioloș, Barna sau cine sunt. Iată că, din punctul meu de vedere, asta a fost un exercițiu efectiv de o lecție, dacă vreți, pentru acest partid care mai are încă nevoie de o maturitate da, sunt politică. Multe întrebări aici, pornind de la ce ai spus tu, poate ne vor ajuta sociologii după ce o să vadă exact demografia votului de astăzi, în sensul că cei de la PSD au făcut o campanie în care au spus guvernul ne omoară, guvernul ne cere să mergem la alegeri, dar au închis piețele, stați în casă, dădeau de înțeles PSD-știi că este complicat și este riscant să mergi la vot. Totuși, PSD-știi și-au dus oamenii la vot într-un procent destul de mare și în partea cealaltă nu au venit din zona de dreapta atât de mulți. Pentru că dacă adun procentele PNL, USR+, PMP și așa mai departe, dreapta ar avea aproape 55-60% în comparație cu stânga, să o numim stânga, pro-România, PSD. Da? Adică lucrurile sunt foarte, foarte ciudate și în ce măsură cei de la PSD, pe o prezență mai mare, ar fi făcut mai puține procente. E o altă discuție. Și cum i-au convins PSD-știi pe alegătorii lor să iasă la vot în condițiile în care retorica lor, repet, a fost, de fapt, stați în casă că e periculos la vot și că, de fapt, guvernul vrea să ne scoată la vot, să ne infecteze. Da. Nu e prima dată când PSD are un dublu mesaj. Da? Până la marea reformă de PR cu domnul Rafila, cu domnul Străinu Cercel pe liste, principalii purtători de cuvânt ai PSD-ului se înscriau în logica că pandemia nu există, că guvernul nu face și că guvernul nu face ceea ce trebuie, da? A fost congresul PSD-ului, au venit cu nume noi și după aceea au încercat să pozeze în tehnocrați, în oameni care știu despre ce e vorba și că oferă soluții populației. Numai că toată povestea asta a fost închisă prin declarația de astăzi, de exemplu a domnului Rafila, care a spus că pandemia a fost programată. PSD are mesaj în funcție de moment, în funcție de care e curentul de opinie dominant de pe piață. Da? Dacă luăm de exemplu de bună, de exemplu ascensiunea acestei strânsuri de la AUR, antioccidentală, prorusească, vădită pe față, deci nu e vreo noutate. Există o nemulțumire latentă, extrem de puternică în societate, legată de și e nefiresc să nu fie existat, legată de măsurile de lockdown. Dar nu mi-aduc aminte ca de la Paris până la, nu știu, Washington sau oricare altă capitală europeană sau oricare alt sătuc din Europa să fie mișcări de stradă care să susțină lockdown-ul, care să spună, domnule, noi susținem guvernul și care se înscrie în logica asta. Da? Eu am văzut la Berlin se bătea oamenii cu poliția. La Paris se bat zilele astea din nou oamenii cu poliția, tocmai și din cauza acestor măsuri de restrângere a unor libertăți. Și atunci ei au încercat să surfeze pe valul ăsta. Pe de o parte, oferim celor nemulțumiți un discurs conspiraționist, da?
și spunem, domnule, există, nu există pandemia, ne folosim de orice breșă din măsurile astea și slavă Domnului că au fost destule, pentru că multe dintre ele ridică semne de întrebare legitime, da? Multe dintre măsurile astea, iar pe de altă parte au venit cu mesajul și au spus, domnule, noi suntem totuși ceea ce suntem, avem profesioniști, avem pe domnul Rafila, pe domnul Stăinu Cercel, noi oferim soluții, avem oameni care pot oferi know-how. Și au mers cu două discursuri. De care e problema? Și uite că au păcălit. Păi cum îl convingi pe alegătorul PSD speriat să iasă din casă? Guvernul face alegeri în plină pandemie. Pentru alegătorul respectiv... Cum îl convingi să iasă așa, din uite, casă? Ăsta, uite, ăștia, e simplu, e banal. Ăștia ne omoară, că am văzut și o postările lor pe Facebook, da. Genul ăsta de ne omoară, dar noi suntem buni și atunci creezi animozitate împotriva lui Iohannis, împotriva PNL-ului. Și atunci te duci la vot să te sacrifici? Te duci la vot și scapi destul de repede. De fapt, pe de altă parte, experiența de până atunci îți arată faptul că dacă ții măsurile de rigoare împotriva pandemiei, nu, riscurile de infectare sunt extrem de mici. Da. Da? Iar mă uitam de curiozitate pe pagina de internet a unui lider de la partidul ăsta, Haur. Văd aici o vilă în centrul Bucureștiului, unde este sediul central al acestui partid ciudat, Haur, da? O vilă de câteva milioane de euro unde are sediu partidul ăsta. Cine finanțează oare toate poveștile astea, Dan Bucura? Acum, cine finanțează propaganda pe internet? Cine finanțează o vilă în centrul Bucureștiului? Și eu m-am întrebat în momentul în care a apărut acest partid pe radar, pe radarul meu, că pe radarul sondajelor văd că nici astăzi și astăzi, cred că cam greu l-au băgat așa. M-am întrebat, domnule, cine e totuși în spate? Că îi văd prezenți în online, în Facebook, în zone unde fără bani nu pot scoate capul. Asta e clar. Nu mai zic de deplasări, de meeting-uri, de lucruri de genul ăsta. Mi-e greu să spun. E pe ideea asta cu propaganda filorusă, că sunt foarte mulți reprezentanți acolo care fac legătura cu Moscova și așa mai departe, dar cumva trebuie să bage bani în România. Adică și Putin, dacă ar vrea mâine să crească un partid în România, trebuie cumva să aducă bani, nu știu, unii niște genți, alții să-i facă. Din punct de vedere, la vedere, ca să spun așa, din ce am aflat până acum, ei se prevalează de ideea asta, donațiile membrilor, liderul partidului George Simion, care și-a vândut un apartament și cu banii a cumpărat un autocar, adică e o poveste. E o poveste reală, o găsești pe internet, o spun ei, nu, stai puțin, lucrând cu materialul clientului. Ca să închirieze o vilă în centrul Bucureștiului. Omul a vândut un apartament, a cumpărat un autocar, a făcut o echipă. Și are o vilă de câteva milioane de euro în centrul Bucureștiului sau cum. Păi nu, nu știu dacă e același personaj, e George Simion cel pe care l-ai găsit tu? Da, evident, da, e pagina lui, uite, de aici e pagina, e sediu acestui partid. Nu știu că... Să închiriezi o vilă de asta în centrul capitalei, te costă câteva, peste 10.000 de euro. Ne fiind partid parlamentar cu finanțarea mai greu. Pe ăștia parlamentari, înțeleg, îi finanțez eu cu tine, cu Stelian și cu milioanele de oameni care se uită la noi. Să vină, stai puțin, că o să aflăm cât de curând oficial, pentru că or să vină cu deconturile, da? Mă gândesc că o să vină la și domnul... Da, ar trebui, o să vină domnul Simion cu deconturile, dar până să vedem și la finanțări, trebuie să te uiți pe firul discursului lor, care este extrem de toxic, da. Și hai de nociv. Hai să vedem până dimineață dacă într-adevăr bula asta se confirmă, bula votului pentru acest partid necunoscut. Gândit și, cum se spune, lansat pe Facebook. Știți care este opinia mea legată de zona de online, de rețelele sociale? Este foarte multă mizerie acolo, nereglementată. Acolo, dacă ai bani, poți promova toate porcăriile din lume. Nu există niciun fel de verificare, niciun fel de cenzură în sensul bun al cuvântului, pentru că și libertatea asta de exprimare, în care eu cred aproape 100%, trebuie să fie ghidonată de niște principii. Și cum e bine, omului îi să-i dai și niște un cadru legislativ pentru a respecta acele principii. Remus Tefuriac, sociologul, este alături de noi. Bună seara, Remus, mulțumesc pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Directorul Casei de Sondare INSCOP Research. Cum ai văzut procentele din această seară ca specialist? Cum ai văzut prezența foarte slabă? Cum simți, da. Cum simți că... societatea pe ansamblu după votul de astăzi? O primă discuție ar merita, evident, legată de prezență. Noi am estimat că eram o prezență de vreo 37%. Iată că și cele mai pesimiste estimări au fost infirmate. Prezența a fost de cam de 32%, deci foarte mică, o legitimitate destul de mică a viitoarelor
mă rog, structuri parlamentare și executive în același timp. Pe de altă parte, e o prezență în vremuri de pandemie, ne așteptam să fie mai mică, dar parcă nu atât de mică. Deci, din acest punct de vedere, sigur, acest lucru este semnificativ. Pornind de la nivelul de prezență, cred că putem să începem să explicăm, să spunem, elemente legate de scorurile partidelor. Pentru că la un scor mic, evident, apar o grămadă de factori care influențează atât scorurile partidelor mici, cât și posibilele surprize legate, să spunem, de ratarea pragului parlamentar de către unele partide mai mici sau această surpriză care se profilează AUR. O spun cu toată deschiderea, în urmă cu două luni acest partid nu, pur și simplu nu trecea, nu apărea în sondaje și nu apărea, nu dintr-un motiv, eu știu, legat de un eventual boicot, pur și simplu nu apărea, nu exista. De asta l-am și avut alegeri locale, nu am remarcat nimic la acel moment. Într-adevăr, în ultimele două săptămâni, cu precădere în ultima săptămână, acest partid a început să se vadă în sondajele de opinie, inclusiv în colul cu care noi colaborăm, s-a văzut în ultima săptămână. Dacă acest partid va avea, și mă gândesc acum la primele raportări preliminare, va fi chiar o surpriză atât de mare, în sensul în care va depăși inclusiv estimările din exit poll-uri, atunci, într-adevăr, trebuie să facem o discuție foarte serioasă și ea poate să o puțin în două direcții. Fie o discuție despre ce se află în spatele acestei formațiuni sau o discuție despre un fenomene sociale care se, social-politice care se pot produce și uneori în anumite societăți aflate în criză sau în criză de credibilitate a clasei politice. Și aș face o paralelă. Da, scuză-mă, Remus Ștefuriac, vreau să nu trecem așa de ușor peste ceea ce ai spus acum câteva minute. Fără să am pretenția că sunt de specialitate, e meseria ta de sociolog, dar totuși după 20 de ani de presă, după vreo 5-6 runde de alegeri trăite pe viu, în direct, și parte a unui proces electoral, eu cred că e greu de crezut că acesta a fost un fenomen natural. Dacă spui că la locale acest partid n-a fost identificat pe radarul sociologic... Am văzut rezultatele. Dincolo de sociologie, ne uităm pe rezultate. Nu l-am identificat. La alegerile locale acest partid a făcut sub 1%. A făcut 1%? 1-2% a făcut așa ceva? Nu a existat, nu e clar. Practic. Nu a existat. Era în zona sub marja de eroare, da? Jumătatea marjei de eroare. Și spui că acum două săptămâni a apărut în sondaje acest partid. A început să se vadă. A început să se vadă. Nu pare a fi un fenomen natural. Sunt perfect de acord. Sunt perfect de acord cu ceea ce spui. Nimic rezonabil nu poate să explice această explozie. Cine această poate, teorică. Ce entitate sau ce entitate, ce jucător instituțional sau non-instituțional poate să facă o asemenea inginerie socială, o asemenea inginerie electorală până la urmă? Să scoți în ultimele două săptămâni de campanie un partid din anonimat și să-l duci în Parlament cu o cifră bună peste 5%, repet, dacă se confirmă. Poate până de dimineață se topește această bulă. Cine poate face asemenea operație? Încă o dată, n-aș dori să alunec în teorii conspiraționiste. N-am fost niciodată și nu voi fi niciodată adeptul unor astfel de teorii. În același timp, într-adevăr, fenomenul pare să existe. Cel puțin este remarcat de exit poll-uri și după primele rezultate. Am mai auzit și eu rezultate preliminare. O nuanță atunci. E un fenomen natural sau e un fenomen artificial? Nu mi se pare un fenomen natural, cu siguranță, însă ce încercam să argumentez adineauri, mă gândesc la următorul lucru. Cel puțin din toate cercetările pe care le facem și noi și alte institute, putem identifica în România, în acest moment, un bazin de minim 25% din populația României care este eurosceptică, are, haide să spunem, atitudini, eu știu, mai ales în această perioadă, antivacciniste,
Practic acest lucru cumva alimentează și se regăsește în discursul acestui partid. Există această zonă de electorat care cumva a fost reprezentată de-a lungul timpului de diverse, de diverse formațiuni politice. Ce paralelă mă gândeam să fac, pentru că într-adevăr, dacă se va confirma această surpriză, chiar va fi o surpriză și mi-aduce aminte de o surpriză pe care am trăit-o pe viu, pe un alt continent, în urmă cu vreo, 5 ani deja, 4 ani și ceva, prin 2016, când, la fel, instituțiile de sondare a opiniei publice din Statele Unite nu anticipaseră foarte corect victoria lui Donald Trump și aceasta s-a produs și pe fundul faptului că foarte multe persoane acolo își ascundeau opțiunea de vot. Existau o stare de nemulțumire față de, haide să spunem, politicienii tradiționali și ne-am trezit cu toții într-o seară de noiembrie a anului 2016 cu o victorie absolut spectaculoasă. Da, cu o mică precizare, dacă îmi permiți, cu o mică precizare legat de Donald Trump. Bun, acolo lucrurile au evoluat, discutăm de un personaj care avea notorietate, fusese în zona de media, de televiziune, oamenii aceștia de la partidul acesta care a apărut brusc, după cum spui, acum două săptămâni, acest partid e format din niște domni, doamne, care n-au niciun fel de relevanță în zona publică, un la mână. În 2012 a mai fost experimentul partidul PPDD, nu știu, Partidul Popular Dan Dragnescu. Surpriză când au dat vreo 14%, dacă mi-aduc aminte. Da, a fost, să știu, un fel de surpriză oarecum așteptată, pentru că Dan Diaconescu, fiind realizator de televiziune, făcea audiențe pe nișa lui și PPDD-ul fusese măsurat, era anticipat încă de câteva luni înainte de scrutinul din 2012. Mm-hmm. Acum băieții ăștia și doamnele și domnii aceștia de la Haur au apărut acum două săptămâni, practic, pe sondajele mari, importante. Așa este, așa este. Ceea ce aș dori să scot în evidență, însă, este faptul că în România există un asemenea bazin de votant potențial care ar putea vota un partid cu mesajul politic, cu ideologia respectivului partid. Necunoscuta este în ce măsură mesajul acestui partid a ajuns la oameni, astfel încât oamenii să-l și voteze. Dacă ar fi să ne luăm după primele estimări, repet, pe care le-am mai auzit din diverse județe, surpriza s-ar putea să se îngroașe și gluma chiar să fie foarte serioasă și să nu mai fie o glumă. Și aici, sigur, că putem să încercăm să împătrundem mai în adâncime, să vedem ce înseamnă rețele sociale, să vedem ce înseamnă grupurile, celebrele grupuri de pe Facebook unde se vântură informații și peste informații și se transmit mesaje care, sigur, dispar și nu apar pe radarul presei naționale, nu apar pe radarul presei locale, însă ele ajung cumva la consumatorul de politică și ajung cumva la votanți. Iar într-un astfel de context cu prezență foarte mică, un grup care se mobilizează foarte bine, care are poate rețele organizatorice cumva, va trebui să le descoperim până la urmă, să le vedem cumva, pare că pot să genereze o astfel de mișcare. Care e rețea că... Domnul Ștefura, dacă îmi permiteți, care e rețea? Pentru că ei au stat, din ce mi-aruc aminte că stau în proximitatea... Rețele pe internet, care pe grupuri, ei au stat cu un autocar, stați puțin că, domnul Ștefura, că acum... Acum au stat cu un autocar o lună de zile în fața guvernului. Practic erau niște anonimi parașutați acolo. Băiatul ăsta care se vrea șef de partid aici își schimba plăcuțele de matriculare pentru a nu fi amendat de către poliție. Adică avea așa un comportament disimulat, duplicitar. În fine, treaba lui. Dar e ciudat, adică, dacă, cum spuneți dumneavoastră, din ce, spuneți și mie, în anele sociologiei, sau prin ce miracol sociologic, acum două luni de zile nu existai, practic nu existai nicio măsurătoare, sau dacă
Așa și la două luni distanță, prin câteva manevre, cea din Piața Victoriei, da, o manevră de imagine, dar care n-a fost, a fost preluată de anumite televiziuni. A fost reușită și nu. Așa, a mai fost manevra cu domnul Teodosie de la Constanța, pentru că noi uităm, dar una dintre una dintre candidatele acestui partid este avocata domnului Teodosie, în fine. În opinia mea, domnul respectiv nu mai popă, nu mai un alt prelat, dar e opinie care poate să fie greșită, în fine. Deci, una, două, trei, speculând intens că teoriile astea ale conspirațiilor, dar vreau să vă spun că și domnul Cataramă, până undeva în vară, a avut o mișcare conspiraționistă și după aceea a renunțat la ea și am văzut că acum a fost pe listele de pro-România. Deci, cu două, trei manevre de genul ăsta, au ajuns, la ce spun unii acum, au ajuns undeva la 7-8 la 1%, adică cât Ponta și domnul Băsescu la un loc. Adică să luăm puțin rețelele lor, ale partidelor clasice, și să vedem ce ar fi avut sau în plus domnul ăsta de la Haur, cum îi spune Silviu. Încă o dată, fiind un fenomen care nu pare deloc natural, evident pare unul foarte artificial, înțeleg că până la urmă și revolta dumneavoastră, eu încerc doar să găsesc o explicație rezonabilă, poate rațională, dacă se poate, la un fenomen care nu pare să aibă nicio legătură cu o realitate pe care credem că o cunoaștem. Dar, sigur, asum și ipoteza că s-ar putea ca noi uneori să nu cunoaștem de plin realitățile, unele realități sociale care, iată, sunt confirmate într-un vot. N-aș vrea să alunecă încă o dată în alte explicații. Nu cred că a pus cineva voturile alea acolo. Sunt voturi ale cetățenilor români și noi va trebui să le găsim o explicație rațională, rezonabilă, în planul realității sociale. E adevărat, sunt niște contradicții aici. În sondajele de opinie, să spunem, realizate în urmă, cum spuneam, cu două luni, cu trei luni, cu o lună, nu prea existau. În ultima lună a început să apară, iar în ultimele două săptămâni să fie chiar prezent, efectiv măsurat, și să existe în măsurătorile sociologice. De ce se întâmplă acest fenomen? M-am spus, indică acest bazin de 25% care are, cumva, e un bazin potențial pentru un partid cu un asemenea mesaj. Mai departe, Silviu are perfectă dreptate, nu au vectori foarte vizibili. Să spunem cum a fost cazul unor partide care au prelat asemenea mesaje în trecutul politic al României. Este o realitate. Pe de altă parte, va trebui să găsim explicații rezonabile și logice ale acestui fenomen. Dacă se și va confirma. O încercare similară cu un partid ăsta naționalist de Mocava a mai avut și domnul Sebastian Ghiță cu partidul România Unită, da? O calchiere din asta banală după partidul Rusia Unită a lui Vladimir Putin. Da, care nu a reușit, a obținut 3-4%, nu mai știu cât a fost. Da, adică mă întreb, Ghiță, la vremea respectivă, ce aliții la vremea respectivă să aibă un asemenea succes? Poate pandemia i-a lipsit la vremea respectivă și cu Ghiță... siguranță că a lipsit pandemia, cu siguranță că una este să candideze niște alegeri cu 40% prezență, alta este să candideze niște alegeri cu 30% prezență, o diferență foarte mare. Vorbim de un milion și jumătate de votanți, e enorm. Practic, o prezență foarte mică, încă o dată spuneam la începutul intervenției, permite astfel de fenomene de acest tip sau posibilă ratare, să spunem, a pragului parlamentar de către partide care cumva se aflau oarecum în zona aceea, vorbim de PMP, vorbim de Pro-România, sunt la limită. De asemenea, o astfel de prezență, sigur, permite cumva sau pune la adăpost partidele mari care fie, în cazul PSD-ului, erau cumva într-o oarecare defensivă, dar pare că își menține totuși un scor bun și foarte bun. În cazul PNL-ului, de asemenea, partid aflat în defensivă, fiind la guvernare în vremuri de pandemie, își menține un scor rezonabil și bun. Deci, asta e realitatea unui vot cu, practic, sub 6 milioane de alegători. La o populație cu drept de vot de 18 milioane. Acum, da, te rog, Dan Bucura, să facem o concluzie, că deja discutăm destul de mult despre fenomenul ăsta. Se pare
O informație pentru telespectator, dacă puteți să o confirmați și pe site-uri, pe internet, dacă intrați la numărarea a jumătate din secții de votare, conform BEC, acest aur are undeva la 9%. Bun, el va scădea în mod natural cu cât vin voturile. Da. Să vedem cu diaspora, că înțeleg că și în diaspora au destul de multe voturi. Dar eu aș interpreta, voi ați spus fenomenul aur, eu l-aș interpreta într-o altă cheie, și anume fenomenul de stânga. România a avut de la Revoluție până astăzi un bazin de stânga undeva la 40-40%. Pe principiul vaselor comunicante, de-a lungul timpului, acest bazin de 40 ceva a migrat, fie într-o proporție covârșitoare către FSN, PSD și așa mai departe, fie către alternative, pui ai stângii, care s-au numit în alte moduri, inclusiv, dacă vreți, ăsta lui Gabi Oprea, care lua și el într-o perioadă. Chiar PRM, România Mare, da, lui Vadim, ăsta lui Dan Diaconescu, tot PPDD, în segmentul ăla s-a dus. E, ce avem noi aici? Noi avem așa, avem de la, cel puțin de la europarlamentare până astăzi, avem un PSD ostracizat, care i s-a pus pe spate ștampila de ciumă roșie și așa mai departe, avem un partid alu Ponta, tot de stânga, care n-a performat și care și el care a fost se pretinde mai spălat, s-a mai spălat, zona dar n-a livrat spălată ce a trebuie. Socialiștilor, da. Și atunci dacă aduni 30 sau câte ori ieși mâine dimineață, cu 4, zic eu, alu Ponta, da, poate sunt subiectiv, 4,5 alu Ponta, o să vezi că până la 40-42% ies exact astea lui aur, care aur a deschis ușile, dacă vrei să spunem așa, pentru acel bazin de stânga, ca pe principiul vaselor comunicate, și unde au migrat toți cei care nu se mai regăseau nici cu ciuma roșie, nici cu așa zisul elitist Ponta, care n-a livrat ia păcăli și așa mai departe, și au venit cu ideea asta, hai să încercăm și cu alții. Și ei s-au pustit acolo. Adică eu de asta îmi explic că nu e nevoie de lideri, că e, nu e vreun arhi cunoscut acolo, șeful lor, ci pur și simplu au deschis ușile, au deschis ecluza pentru acel bazin. Acel bazin n-avea cum să migreze nici către USR, care el USR așa cum o fie el, că unii spun că e marxiști, unii spun, nu s-a poziționat ca fiind un partid care să înghită votanți de stânga, nu au găsit nici în alte părți unde se ducă, PMP-ul e de dreapta convins și așa mai departe. Deci eu așa-l văd, nu ca un fenomen aur, adică ceva a născocit cineva o chestie și băi gata, uite, crește acum un bulgăre de ăsta. A luat ceea ce nu se regăsea din stânga asta, nici cu PSD-ul, ciuma roșie, cum i-am zis noi, nici cu pro-România, și s-a dus acolo. E o chestiune care apare și dispare în mod natural în funcție de ce se întâmplă pe scena politică. Acum, o singură întrebare aș avea. Vă rog. De ce n-a luat Peru? Pentru că Peru n-a existat chiar deloc. Tot în zona de stânga, cu o grămadă de oameni din PSD. Pentru că, vă spun, din punctul meu de vedere... Sau PPU, că mai e un alt partid asociat... Peru nu a luat, pentru că Peru, în primul rând, n-a avut o campanie. Peru a luat trei, nici era să zic personalități, nici nu pot să le spun personalități, trei, patru indivizi, care au spus, bă, noi suntem partidul. Ăștia au lucrat, adică eu i-am văzut în zona de online, repet. De asta deci au lucrat, iată. Eu acum 3-4 luni de zile vorbeam, acum să dau din casă, acum 2-3 luni, ca să nu zic 4 luni, îi spuneam lui Silviu de acest aur, că îi vedeam în Facebook, că îi vedeam în online, erau prezenți, mulți, mulți, ori fi fost și troli, postași, dar îi vedeam pe ăștia alți de care ziceți dumneavoastră, nu i-am văzut nici în online, nu i-am văzut nici în viu. Știu doar că e ăla, Pleșoianu, e vostul primar de la Bușteni, de cu dosare penale. Haideți că se, cum să spun, încălzește scena politică după informațiile de ultimă oră. O să vedeți datele după centralizarea rezultatelor din aproape 9.000 de secții cu cifre interesante, pe alocuri șocante, dacă este să discutăm despre acest aur. Mai mulți membri de partid, lideri din USR, cer demisia lui Dan Barna, cer șeful USR, da, aflat în izolare. Repet, se încinge atmosfera, rămâneți alături de noi, poate primim informații, rămâneți pentru că se anunță o dimineață, o noapte extrem de interesantă la sediile principalilor partide. Da? Foarte, foarte scurtă declarație acum, da? Haideți să vedem declarația lui Dacian Cioloș. Mulțumiri tuturor românilor care în aceste condiții foarte grele de pandemie au înțeles că e important să meargă la vot.
Din punctul de vedere al USR Plus, pot să spun că este un rezultat istoric, pentru care îi felicit pe colegii mei. Am reușit în 4 ani să arătăm că drumul început în 2016 este un drum corect. Am reușit să dublăm acel rezultat și dacă timp de 4 ani cu aproape 9% am reușit să facem agenda în Parlament, sunt convins că cu un rezultat cel puțin dublu, așa cum arată estimările la acel moment, vom face și agenda guvernului. Rezultatul acestor alegeri spun un lucru foarte clar. Nu se va putea face reformă în România fără USR Plus. Acest rezultat așează USR Plus ca forța reformatoare pentru următorii ani ai României. Și pentru asta le mulțumesc foarte mult electoratului și oamenilor care au înțeles că e nevoie să facem această schimbare. Participarea redusă, pe de altă parte, și rezultatele într-adevăr complicate arată cât de greu este pentru România să iasă din această logică de PSD-ism coclit în care trăim de 30 de ani. Da, Dan Barna destul de supărat și are motive și tot discutăm și facem dezbateri. Evident, Dan Bucur a explicat foarte bine și dau dreptate. Un 30% a PSD cu aproape 5% pentru Victor Ponta, cu această grupare ciudată AUR, te duce la 40% pe zona de stânga. Întrebarea este de ce dreapta nu a scos mai mult la vot? Pentru că dreapta nu înseamnă numai PNL-ul. Da, eu spun și îl contrazic pe Ludovic Orban. Dreapta însemna să scoată și USR-ul. USR-ul n-a scos, fraților. Sunt elitiști, n-au un discurs la sufletul omului. Până și cu noi ziariștii sunt atât de inabordabili și atât de figuranți, cum ar zice românul, încât îți vine să nu-i mai bagi nici amânii, să nu-i ascult. Scurtă pauză comercială. Vă așteptăm după o scurtă pauză, pentru că vin datele centralizate din secțiile de votare și așteptăm și numărătoare paralela la partide. Lucruri foarte interesante se întâmplă în noaptea asta. Foarte interesante.